Ultima șansă în această seară. Doamnelor și domnilor, intră Victor Brehuescu! Victor, bine ai venit! Bine v-am găsit! Victor, câți ani ai? Am 22 de ani. 22, un băiat foarte tânăr. Urmărești show-ul da, nostru? Da, urmăresc în fiecare zi. Da? Da. Și ce-ți place cel mai mult aici? Păi îmi place acest concept al vostru, că m-am uitat și am văzut, chiar îmi place foarte mult și este inovator și tot timpul schimbați probele, chiar asta îmi place. Așa este, sunt tot felul de probe frumoase, unele mai grele, unele mai ușoare, dar frumoase toate. Ai 22 de ani, ești foarte tânăr, te pricep la prețuri? Da. Faci cumpărături? Pricep, da, fac cumpărături. Faci cumpărături, asta e important. Da. Spune-mi cu ce te ocupi. Eu momentan sunt student. Student unde? La Universitatea București. Care ce profil? La master sunt la management de achiziții publice. Opa, bun, da. Achiziții publice. Deci le-am cu prețurile. Ai vreo pasiune, ceva? Da, ca hobby-uri fac Kempo, K1. Adică opa, sportul de contact. Sportul da, de contact, fac da. De ceva timp. Bravo. Ai participat la concursuri, la competiții importante? Am fost în 2018 vicecampion național înainte de pandemie. Wow. Sunt vicecampion național de K1 și multiplu campion național de karate. Am făcut și karate înainte. Ai făcut și karate. Da. Bravo, multiplu campion național. Deci un sportiv foarte bun. Da? Da, eu așa că... Internațional ceva, ai participat nu la un concurs? Fost, n-ai ieșit din țară. Încă nu am ieșit din dar țară. Nu e timpul pierdut, nu da? Nu este, nu este. Bine, Victor, ține-te de treabă. Aici, fără emoții și baftă! Doamne ajută! Salutare, Victor! Salutare! După fața așa... Nu prea. Știi cum e, te mai ia unul pe stradă, te mai împinge, tu te bă de aici. Și de fapt, Victor... Din multiplu campion național. N-am făcut că am făcut o întindere, dar să-mi un pic stai. Și mie mi-a pocnit ceva mai devreme. Ce m-a fi mâncat pe mine? Nu mai fac. Cine a văzut-o când era mic, dădeam și eu palme cu piciorul. Eu și Linda. O știi pe Linda? Nu știu. Nu știi pe Linda? Păi era Alexandru, era... ia zi tu Alexandru. Acum 60 de ani Linda. Nu pierdea niciun episod. Când venea Linda, mă, era nebunie. Se și descălța, asta era problema. Asta da, eu nu pot acum că m-au legat strâns. M-a legat mama mea. Victor, este ultima șansă pentru Victor Ionuț. Ionuț nu știe de ce e, că te uiți ce vrea Liviu ăla de tot face. Asta a fost în capul aștept, tău, jur. Nu? Acum îl câștig. Acum câștigi, da. Dar unde erai plecat? Acum? Da. Mă gândeam ce urmează, ce produs urmează. Mă gândeam așa, îmi imaginam un... Da. Copilul cine este acum? L-am lăsat la niște prieteni. La prieteni? Da. Foarte bine. Un bebeluș... Au și ei. Au și ei bebeluși? Da. Și știu cum să se descurce, am înțeles. Și doamna la muncă, nu? Da. Foarte bine. Foarte bine îi faci, auzi. Multă baftă, dragilor. E ultima licitație, ultima șansă să veniți aici. Așa că hai să-i dăm drumul. Andrei. La această ultimă licitație, așa cum spunea și Liviu, avem un kit de urgență auto. Dotare necesară și obligatorie pentru fiecare șofer care se respectă. Kitul conține 3 piese, un triunghi reflectorizant, o trusă sanitară, un stingător cu pulbere de 1 kg. Cele 3 produse sunt ambalate în sac de pânză, 53 x 31 x 25 de centimetri. Cât să coste? Bun, începem licitația, dragilor, da? Hai să vedem. Dacă sunteți inspirați, tot setul îl licităm. Victor. 119. 119 îmi spune Victor. Hai, Ionuț, ai așa ceva mașină? Da, 100. 100, Ionuț. 70. Flori. 70. 70 de lei. 139. 139 îmi spune Alexandru. Fix cu 9, dar ați fost între. Te dăm și noi un bonus. Ultima licitație din această seară este câștigată de Kung Fu Panda, Victor, 119, 129, Alexandru, 129. De unde pasiunea asta ta pentru kickboxing? Păi de când eram mic, eu de la 6 ani a venit practic un club de karate și de acolo m-a cucerit total antrenorul de acolo. Și am înaintat, practic am luat centura maro, am făcut 9 ani de karate și după am zis că vreau ceva de contact neapărat, pentru că karatele te învață să te aperi și să nu dai să ripostezi, și am vrut să învăț și atacul, totuși m-am trecut la sporturile de contact și acum fac kickbox. Și eu la fel, am tot lălăit-o așa până la vreo 14 ani, după care mi-a trebuit un contact, că aveam cum, dacă nu luam contact cu cineva, o luam razna.
Și m-am înscris la CFR. Bun. Ce, ești la facultate? Da, sunt student la master, la Universitatea București. La master, bravo. Deși smart. Bravo, Victor. Eu cred că sunt smart. Păi dacă ești la master acolo, normal. Pe viitor, ce-ți dorești tu să faci? Păi pe viitor, în primul rând, să mă angajez, că nu sunt angajat, asta odată. Și vom vedea, nu se știe ce ne rezervă viitorul. Da, e adevărat, nu știm ce vom fi. Iubita, ți-a rezervat viitorul? Da. Ai pe cineva care să strice bucuria vieții și a sufletului? Am pe cineva de 3 ani de zile, da, am. Bravo, felicitări. Uite, vezi? Nu sunt toate perfecte în viață. Mai dai și de hopuri de-astea. O să zică lumea că-s o să streacă. O să streacă, da. A, toți am trecut prin asta. Stai liniștit. Bun, Victor, ai câștigat ceva până acum? Nu am câștigat, e drept, dar acum sper să se întoarcă tot norocul ăla. Ăla de trebuia să vină și n-a venit. Corect, da, așa ar trebui să vină. Hai să vedem ultimul joc din această seară. Îl jucăm cu Victor, rămâneți cu noi. Să vedem ce ia, ce i-am pregătit și noi și viitorul lui Victor. Jucăm balanța astăzi, Victor, cu tine. Da. Nu știu dacă te-ai mai uitat la noi și ai prins acest joc. Balanța, balanțăm premiul tău cu ce poți tu să faci. Adică te sui în balanță și faci exact ca Van Damme. Fac șpagatul. Da, șpagatul. Poți să-l faci? Pot să-l fac, dar nu pot să vă arăt acum. În balanță nu poți să-l faci în balanță? Dar sfoara poți? Sfoara pe sol? Sfoara, da. Ia! Eu n-am mai văzut un bărbat să facă sfoara de când era mic. Lasă-l, mă, în pace, că nu l-am chemat aici să-l pune să facă sfoara. Eu dacă puteam să fac, eu stăteam în sfoara aici. Uite așa prezentam. Pe ăsta, uite așa. Acum îl înțelegi pe Dorian Popa de ce merge tot timpul dezbrăcat cum a dat soarele? Da. Că dacă arătam și noi la fel și eu, cum dădea soarele 4 grade, aruncam tricou după mine. Eu mă scălpinam în continuu, uite așa. Exact. Da. Avem un premiu foarte frumos pentru tine și premiul tău din această seară, ca să nu te mai țin, este așa. Mistere și legende de la Mediterana până la Capadocia. Adică tariful include cazare 7 nopți pentru 2 persoane. Transport cu avionul dus întors, transport cu autocarul pentru întreaga perioadă a circuitului. O călătorie inițiatică pe care nu o vei uita niciodată. Într-un spațiu încărcat de istorie, de castele, de orașe subterane, de moschei și de muzee în aer liber. O călătorie într-o lume a aventurii, a misterelor, a tenebrelor. Great, sau minunat, știu eu, engleză, nebunie. Deci până la urmă unde pleacă? Unde vrea el, într-un circuit. Știi, într-un circuit de la Mediterana până la Capadocia. Nu cred. Da, nebunie. Ce ai, extraordinar. Ai pașaport, ai tot. Nu trebuie, dar să ai. Corect. Bun. Aici există prețul în acest săculeț, prețul excursiei tale. Da? Eu o să te ajut cu un săculeț, îl pun aici. Și tu trebuie să mai pui lângă el încă 2 săculeți ca în total să facă prețul acestui circuit. Și încă unul. Gata? Gata. Sigur? Sunt foarte sigur. Și acum sigur. O să rugăm pe Iuliana să ne ajute să pună vacanța ta acolo. Iar dacă balanța se echilibrează, câștigi vacanța. Dacă nu se echilibrează, rămâi cu noi aici, în țara noastră frumoasă. Și balanța... După suflet. S-a echilibrat, a și căzut! 4.730 de lei costă vacanța ta. Și ai nimerit exact. Bravo, Victor! Mulțumesc! Merge în acest circuit minunat. Bravo, să ne trimiți poze, da? Rămâneți, că nu o să știți ce